Meseria de bijutier este extrem de rară și necesită mulți ani de școală și de ucenicie și mai ales de mulhar, pentru că nu oricine poate deveni bijutier. Ca și pictorii, sculptorii ori gravorii, bijutierii sunt adevărați artiști. De când faceți meseria asta? De 37 de ani în meserie. Ați făcut o școală specială? Da. Și ați fost și ucenic, bănesc, în timp. În timp ucenic, așa am început, cu ucenicii. Și lucrați, presupun... Spre exemplu, Mircea și colegii au fost ucenicii mei. Dumneavoastră, de când lucrați în branșă? Eu acum 29. Acum 29 de ani și numai asta am făcut. A fost ucenic? A fost ucenicul doamnei, da. Lănțișoare, pandantive, coliere, cercei, brățări, inele cu montură, crucifixe, preoțești, ori verighete de cununie, toate confecționate manual, poartă amprenta bijutierului. Ele sunt unicat pentru că întotdeauna există un amănunt prin care se deosebesc. De aceea, bijutierii adevărați sunt apreciați și respectați ca niște artiști. Cum mai e meseria de bijutier? Frumoasă. Interesant. Mai puțin bănoasă, în condițiile în care sunt foarte multe bijuterii și amaneturi și afaceriști, dar noi ne menținem pe poziție și încercăm să rezistăm. Reușiți să supraviețuiți numai? Doar supraviețuim. Poate vin și vremuri mai bune, în condițiile în care clientul își dă seama că lucrul manual e altceva decât cel făcut la mașină. Eu nu știu să vă spun că sunt mulți meșteriași în orașul ăsta sau dacă mai sunt, dar știu că dânsul este o persoană foarte serioasă, foarte bună meseriași, nu e prima dată când vine. De dragul meseriei dânsului vin mereu aici, de dragul lucrurilor pe care le face, că le face frumos și bine și corect și prețurile de manoperă sunt de mult mai mult bun simț decât în altă parte. În atelierul bijutierului Buzoian am descoperit, în afară de bijuterii valoroase, și multe obiecte de colecție, un cântar extrem de sofisticat, deși este din secolul trecut, o casă de bani la fel de veche, mesele de lucru roase de carii și multe mașinării care nu se mai fac în zilele noastre. Rolele astea au imprimat un model și le montăm aici la minor și prin rotire, prin strângere, se imprimă în... Părmeau Ceaușescu, într-adevăr, fiind atelierele cooperației, sculele erau repartizate către fiecare atelier în parte. Acum, dacă nu mai am interes pentru a fi prelucrat în bijuteria, omul le aduce afară, le comercializează și atât. Clienții intră destul de des la bijutier, unii se uită doar, alții mai întreabă. Cei mai mulți vin cu bijuterii sau obiecte vechi care au nevoie de reparații, dar sunt și clienți care vor să confecționeze ceva, de obicei verighete sau cercei pentru fetițe. Important este că sunt totuși comenzi și că bijutierii reușesc să supraviețuiască și să își țină meseria vie. Școli n-am mai auzit să existe, doar ucenicii la locul de muncă, dar unde să mai fac? Dar ca să mai facă școală pentru așa ceva, n-am mai auzit. Și nu, meseria asta cred că nu o să dispare, pentru că omul, dacă are o bijuterie de familie și ține la ea, trebuie să repare, are un aur, încă ceva foarte important, dacă are clientul aurul lui și vrea să facă două verighete din aurul lui, acel aur îl folosim, nu folosim din aurul, al altui client. Dragostea față de meserie, seriozitatea, răbdarea, minuțiozitatea, simțul artistic și corectitudinea față de clienți îi recomandă pe bijutierii adevărați, pentru care meseria este într-adevăr brățară de aur.